Profit Point. Educația înseamnă profit. Bună ziua! Mă numesc Traș Silviu, sunt trainer în cadrul companiei Profit Point, investitor în piețele financiare și vreau astăzi să vorbesc despre ce este economisirea și de ce este foarte important să economisim în secolul 21. Economisirea este un prim pas pentru a atinge independența financiară. Nu putem să vorbim despre investiții în piețe financiare, în imobiliare sau chiar în afaceri până în momentul în care nu vă dezvoltați obiceiul de a economisi, care este extraordinar de important. Economisirea, mare parte ce înseamnă, este să te plătești pe tine întâi și mai apoi altele, adică servicii, abonamente, rate, credite și mai departe. Este foarte important să aveți un obicei de a economisi lunar, săptămânal sau chiar zilnic. Aici depinde de fiecare dintre voi. De asemenea, foarte mulți oameni mi-au spus: Silviu, uite, eu nu am foarte mulți bani, cum pot să economisesc când eu nu am bani deloc? Începeți să economisiți prin sume foarte mici, chiar și un leu, chiar și 50 de bani, dar să fie un obicei. Pentru că în momentul în care vă formați un obicei, o să faceți chestia asta mai multe zile consecutive, săptămâni și luni, iar economiile voastre se vor aduna în timp. De asemenea, este foarte important să nu vă bazați doar pe economisire și să economisiți ca să investiți. De ce spun asta? Pentru că în România avem un fenomen care se numește inflația și asta înseamnă că ne pierdem valoarea banilor pe an ce trece. Adică ne pierdem cu aproximație de 3% valoarea banilor noștri în lei. De asemenea, eu personal folosesc o regulă care se numește regula 33-33-33, adică nu îmi țin economiile doar în lei. Foarte mulți oameni m-au întrebat și de asta am venit cumva cu o soluție, care este regula respectivă și de ce o folosesc astăzi. Se numește regula, cum am mai spus, 33-33-33. Asta înseamnă să vă diversificați economiile, adică să nu vă țineți economiile doar într-o singură valută. Adică aici folosiți euro, aici folosiți ron, aici folosiți USD. 1% rămâne la discreția voastră. De ce facem chestia asta? Pentru că prin regula respectivă ne diversificăm. Pentru că nu știm ce se poate întâmpla mâine cu euro, ron sau dolar. Prin faptul că ne diversificăm, cumva nu ne expunem la un risc atât de mare. De asemenea, este foarte important aici să economisim pentru a ne forma un fond de urgențe. Un fond de urgențe. Ce este un fond de urgențe? Un fond de urgențe este un fond de economii care vă acoperă 6 luni de cheltuieli. Este foarte important pentru a vă menține sănătoși, nu doar ca și un corp, da? Dar sănătoși financiar. Foarte important, mai ales în perioada în care ne aflăm și astăzi. Să luăm ca un exemplu. În cazul în care cheltuiți lunar 1000 de lei pe lună, aveți nevoie de un fond de urgență, un fond de economii care să fie la o valoare de 6000 de lei. Asta înseamnă că în acest moment voi sunteți siguri financiar și puteți să folosiți acești bani în cazul în care se întâmplă ceva de forță majoră. Vă pierdeți jobul, se întâmplă ceva în familie sau aveți o problemă medicală și aveți nevoie de bani. Asta o facem prin a economisi. Este foarte importantă partea de economisi, însă nu rămâneți doar la economisire, ci mergeți mai departe și la investire. De ce? Pentru că banii își pierd valoarea în timp. Vă mulțumesc și vă îndemn să economisiți. Plătiți-vă pe voi, începeți măcar cu 1% din banii pe care îi câștigați, ca mai apoi să mergeți la 5% și la 10%. O zi frumoasă vă doresc. La revedere! Profit Point. Educația înseamnă profit.